Salutare tuturor și bine ați venit la această ediție specială pentru Anul European al Tineretului. Bine ați venit în acest stream, unde alături de mine sunt trei grații, trei persoane minunate, care în afara faptului că sunt niște personalități fiecare în felul ei, sunt și niște persoane cheie atunci când vorbim de Anul European al Tineretului. Salutare tuturor! Numele meu este Andrei Popescu, de la Agenția Națională cu Nume Lung, coordonator de la Departamentul Tineret, așa cum și scrie acolo. Și alături de mine o am pe Izabela Cacio Doboli, secretar de stat la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șansă. Bună, Iza! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Dar și pe Andra Dobre, coordonator comunicare de la Agenția Națională cu același nume lung, adică pentru programe comunitare în domeniul educației și formării profesionale, și Alexandra Duică, responsabil eurodesc de la aceeași agenție. Salutare tuturor! O să vorbim astăzi despre Anul European al Tineretului. Mai concret o să vorbim despre aceste lucruri, așa, pe care sper că le vedeți acum, despre obiectivele anului, ce evenimente internaționale și naționale facem, ce se întâmplă în calendarul de evenimente, cum ne implicăm în ceea ce privește acest an. Dar aș avea așa de curiozitate dacă putem să facem o mică introducere și aceeași întrebare pentru toate trei. Ce înseamnă pentru voi, din punct de vedere al profesionistului, a omului care este implicat în zona aceasta, în domeniul tineretului, Anul European al Tineretului? Într-un minut, dacă puteți să răspundeți. Și o să începem cu Izabela. Da, mulțumesc frumos. Și eu momentan sunt deja la un minister cu nume lung, cum spunea și Andrei. Nu este la fel de lung ca ANPCD-FP-ul, dar și Ministerul Familiei, Tineretului, Egalității de Șanse este un nume destul de lung. Ce înseamnă pentru mine Anul European al Tineretului? Înseamnă o foarte mare provocare, în primul și în primul rând profesional, pentru că, după cum bine știți, ministerele cele două tocmai s-au divizat. Ministerul Tineretului și Sportului s-a rebranduit, este Ministerul Sportului și Ministerul de la care fac și eu parte. Pentru aceasta un pic este destul de dificil pentru noi a organiza acest an, dar facem toate diligențele necesare pentru a face pentru toți tinerii din România să însemne acest an un an remarcabil pentru ei. Dorim să implicăm cât mai mulți tineri, vrem să ne aplicăm mult mai mult pe zona rurală față de cât am avut până acum posibilitatea să facem. Ne dorim foarte mult o cercetare mult mai amplă. Imediat știu că ești foarte entuziasmată să povestești despre toate lucrurile astea, dar acum hai să vedem ce înseamnă pentru noi ca oameni și după aceea imediat o să vă rog să ne spuneți fiecare ce se întâmplă cu anul și fiecare ce face și ca profesionist pe zona lui. Andra, ne spui și tu ce înseamnă pentru tine Anul European al Tineretului? Da, Andrei, bine v-am găsit, mă bucur să vă aflu aici, să mă aflu aici alături de voi. Eu aș vrea să încep prin a spune tuturor tinerilor și lucrătorilor de tineret: dragilor, bine ați venit în anul care vă este dedicat. Ce înseamnă pentru mine, ca om care lucrează în zona aceasta, îmi place să cred că este o oportunitate extraordinară să creăm lucruri valoroase împreună. Cuvântul cheie pentru mine anul acesta este co-creare. Mulțumesc! Mulțumim, Andra și Alexandra, acum ca să încheiem. Bun, Andrei, bine v-am găsit pe toți. Mă bucur și eu să fiu astăzi alături de voi. Pentru mine, Anul European al Tineretului înseamnă oportunități. Este un an al nostru, un an al tinerilor, un an în care ne putem face voce auzită. Mie îmi place să cred că anul acesta o să fie perfect pentru procese de colaborare, toate care să ducă să ne îndeplinim obiectivele cât mai bine. Excelent, mulțumesc mult de tot. Dacă, așa ca să închei frumos, că știi, se spune că de obicei nu e bine să întreb ceea ce tu nu ești în stare să răspunzi. Pentru mine acest an este o oportunitate extraordinară, cred că este surpriza anului 2021, aș putea spune.
Dar știți cum este cu surprizele? Surprizele pot să fie plăcute și neplăcute. Și sper să fie o surpriză foarte plăcută, în sensul în care, într-adevăr, se exploată în toate oportunitățile pentru a pune lumina reflectoarelor pe tot ce înseamnă zona de tineret, tineri, nevoile lor și așa mai departe. Dar în același timp sper să nu ajungem la finalul anului și să ne dăm seama că este o oportunitate redusă, pentru că riscul este destul de mare să ducă și într-o parte. Și cred că acum suntem așa cumva pe muchie și este unul dintre motivele pentru care și facem evenimente de genul acesta. Să încercăm să împingem lucrurile să fie exact în partea în care trebuie și într-adevăr să exploatăm anul acesta așa cum trebuie și așa cum se poate. Pentru că da, riscul este să nu dezamăgim la un moment dat tinerii și organizațiile de tineret și sperăm să nu o facem. Bun, dar suntem la începutul anului, totul este posibil, viziunile sunt largi, ideile sunt mărețe și aș vrea să revin asupra Izei, care deja a început să ne spună plină de entuziasm ce va face ministerul în acest an. Isabela, da, ce va face ministerul în acest an? În afară de faptul că se reorganizează, da? În afară de faptul că se reorganizează. Se reorganizează, s-a rebranduit. După cum am și stabilit, a fost într-adevăr o surpriză când în discursul privind starea nației, starea Uniunii, doamna președintă von der Leyen a spus că anul acesta o să fie anul european al tineretului. În acel moment am considerat că este o oportunitate extrem de mare și ne bucurăm foarte mult că există această posibilitate. După câte am spus deja și mai devreme, vrem să ne aplicăm mult mai mult asupra tinerilor din mediul rural. Vrem să avem în sfârșit digitalizare. Vorbim despre digitalizare de foarte, foarte mult timp și nu am reușit deocamdată să facem pași concreți în această direcție, dar anul acesta ne propunem cu desăvârșire și sunt convinsă că o să și reușim să avem un site pe măsură și să putem să poată tinerii să acceseze informații în mod real. După cum o să vedeți și un pic mai încolo, același site, aceeași hartă care există la nivel internațional, mi-aș dori tare mult să există și în România, să avem activitățile care se desfășoară în România pe parte de tineret și organizațiile care desfășoară evenimente de tineret, să putem să le vizionăm în mod real, să știm, să știe fiecare tânăr care vrea să participe la evenimente unde anume ar putea să participe în județul său. O să avem un steering committee în momentul de față la nivelul central, la nivelul ministerului. Avem deja un grup de lucru care se organizează, care se ocupă cu organizarea anului european al tineretului. Avem și un coordonator național în persoana doamnei Lelia Preoteasa, care are o experiență extrem de vastă în organizarea de evenimente pentru tineret. Sunt convinsă că alături de ea o să putem să organizăm evenimente pe măsură. Totodată, cartea lucrătorului de tineret vrem să o avem în acest an. După cum știți, anul trecut am avut deja o primă convenție a lucrătorului de tineret, care consider că trebuie să meargă mai departe. Am și discutat despre aceste aspecte cu Andrei și o să continuăm anul acesta organizarea acestei convenții împreună. Dar sper că, indiferent de orice schimbare va exista în cadrul ministerului, oriunde s-ar afla tineretul la un moment dat, această întâlnire pentru lucrătorii de tineret să existe an de an, pentru că este extrem de important ca cel puțin o dată pe an lucrătorii de tineret să se întrunească, să discute, să vadă care sunt problemele cu care se confruntă și să vadă întotdeauna care sunt pașii care urmează să-i facă pentru a face lucru cu tinerii cât mai facil și să fie îmbunătățit constant.
Este foarte important pentru mine să-i ascultăm pe tineri, să vedem care sunt preocupările lor, să știm concret cum putem să ne aplecăm asupra problemelor lor. De aceea o să avem și barometru de opinie, care este important, și mai important în acest an, pentru a vedea exact care este situația concretă în urma pandemiei. Momentan încă poate nu suntem chiar trecuți de această pandemie și cu siguranță am văzut că tinerii au fost cel mai afectați de această pandemie, deoarece principiul acela că școlile se vor închide ultimele și se vor deschide primele nu neapărat a funcționat și tinerii au fost cel mai izolați în toată această perioadă, cu toate că ei au fost și cei care au ajutat foarte mult în toată această perioadă. Ei au fost cei care au dat o mână de ajutor și persoanelor vârstnice, au făcut cumpărători pentru ei, au ajutat peste tot pe unde au putut. Tineretul în mișcare în mediul rural este unul dintre proiectele pe care vrem să le organizăm în acest an. În mediul rural, acum sperăm că în viitorul apropiat o să avem o colaborare și cu Eurodescul, deoarece și ei au proiecte și în zona rurală, așa că sunt sigură că o să putem să încheiem protocol de colaborare și să facem proiecte împreună. Totodată solicităm și ministerelor cu care colaborăm să vedem care sunt proiectele cu care putem să ne alăturăm sau cum pot să ni se alătură ei proiectelor noastre, pentru că avem deja un calendar definit, dar urmează să trecem și programele de la restul ministerelor. Ne dorim foarte mult educația financiară pentru tineri, pentru că vorbim întotdeauna despre antreprenoriat, vorbim despre economie, dar tinerii nu știu neapărat să-și gestioneze banii aceia pe care puțin, mulți pe care îi au. Sperăm că mulți, dar în principiu probabil că nu este neapărat așa. Dar trebuie să cunoască posibilitățile de a gestiona acei bănuți pe care îi au. De aceea vrem să creăm un program pilot pentru educație financiară pentru ei. Mai de mult a existat Salonul Național de Creație și Inventică. Eu cred că este foarte, foarte important să sprijinim orice inițiativă a tinerilor care doresc să aducă performanță. Putem vedea că tinerii din România participă la foarte multe proiecte internaționale și se descurcă extrem de bine. Dar în România trebuie să le ofere chiar ministerul această posibilitate de a prezenta ceea ce concep ei. De exemplu, chiar anul trecut au participat la o prezentare tineri care ulterior au făcut un aparat cu măștile care au putut să reutilizeze măști. Prin reutilizarea acestor măști au reușit să folosească cu doar 2 lei niște măști de foarte, foarte multe ori. Ceea ce este extrem de bine, extrem de profitabil, pentru că vedem costurile cresc peste tot și cu orice inițiativă de genul ăsta putem să ajutăm. Totodată trebuie să ne aplicăm și asupra organizațiilor de tineret. Organizațiile de tineret anul acesta o să desfășoare cu siguranță evenimente pe această tematică. De aceea la Gala Tineretului din România o să avem o parte specifică, specială pentru a premia organizațiile care o să desfășoare activități pe această temă.
Evident, și direcțiile care se vor înființa în viitorul apropiat, direcțiile pentru familie și tineret din fiecare județ, respectiv din municipiul București, vor avea ca tematică specială anul acesta, anul european al tineretului. Evident, vom avea activități și în cele 33 de centre de tineret și la casele de cultură ale studenților. Tot așa, anul acesta, cu siguranță vom organiza taberele, care în ultima perioadă știm foarte bine că nu au prea fost organizate din cauza pandemiei. Anul acesta facem tot posibilul să creștem și suma alocată pentru aceste tabere. Cred că o să mă opresc aici. Aș mai putea să continui, dar poate ulterior mai am posibilitatea să mai adaug. Mulțumesc! Pardon. În regulă, mulțumim mult de tot, Iza, pentru această introducere și acum am văzut ce face Ministerul de Resort. Și da, apropo de ce spunea puțin mai devreme, vă readuc aminte tuturor celor care se uită la noi că puteți să interveniți și să puneți întrebări prin comentariile de la cele 5 pagini pe care se face stream în acest moment. Și nu trebuie decât, da, în comentarii să puneți acolo, nu știu, dacă aveți un comentariu sau dacă aveți o întrebare, de exemplu, cum ar fi așa, Cristina Moldoveanu, uite, ne spune bun găsit și o zi bună și mult succes. Mulțumim asemenea. La fel și Izabela Orban, bună ziua, și așa mai departe. La fel cum dăm binețe, putem aici să punem și întrebări dacă aveți întrebări punctuale. O să mergem acum un pic mai departe către Andra Dobre, coordonator comunicare la Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul educației și formării profesionale. Și Andra, da, acest an european al tineretului are și niște obiective. Poți să ne spui câteva lucruri despre, într-un limbaj mai uman, dacă se poate, pentru că acolo se folosesc foarte multe cuvinte din acestea, din sfera europeneză, dacă pot să spun așa. Bineînțeles, și o să pun și pe fundal să știe lumea și ce își dorește la nivel politic, dar dacă poți să ne spui niște cuvinte un pic mai umane și după aceea cam care sunt principalele evenimente pe care le face agenția la nivel global. Te rog, Andra. Da, Andrei, sigur că da, o să încerc o abordare cât se poate de umană. Nu trebuie să lăsăm niciodată jargonul să ne împiedice, ci aș zice să ne concentrăm cât se poate de tare și să-l folosim ca un instrument care ne poate ajuta ca să ne atingem obiectivele. Aș vrea un foarte, foarte pe scurt așa să încep cu logo-ul. Mi se pare că el, în materie de spirit, conține o metaforă extrem, extrem de importantă. Dacă cu privire la formă, eu personal pot să am unele rezerve și iată că mi le exprim deschis aici și mulțumesc că am spațiul acesta. Cu privire la spiritul logo-ului, aș vrea să atrag atenția. Mi se pare foarte important că avem un speech bubble, da? Este o bulă de dialog, dacă pot să folosesc traducerea aceasta în limba română. Este despre ceea ce spunea și Alexandra mai devreme, despre oportunitatea ca tinerii să vorbească, să-și facă vocea auzită. Chiar dacă acest an european al tineretului ne-a luat cumva prin surprindere, ne bucurăm extraordinar de tare că se întâmplă și el vine așa cu câteva lucruri foarte importante. Vorbim de o perspectivă post-pandemică și sperăm că va fi post-pandemică și acesta ne dorim să fi fost ultimul mare val pe care pandemia de COVID-19 să-l fi avut. Ne concentrăm mult asupra perspectivelor noi și constructive. Tânărul, repet poate ce am spus și la începutul întâlnirii noastre de azi, tânărul este în centrul ecosistemului. El este cel mai important, fie că își face vocea auzită pentru ca să influențeze politici care îl vizează, pentru că, așa cum spunea și Izabela mai devreme, ascultăm tinerii, nu cineva face politici pentru și în numele lor, ci pornim de la o poziție de egalitate și de construit împreună. Apoi, un alt focus este pe partea de oportunități pentru tineri. Și aici sigur că vorbim în principal de programe care îi vizează, fie că este Corpul European de Solidaritate, fie că este Erasmus Plus. Foarte important și țin să precizez este că sunt vizate toate oportunitățile și toate pălăriile pe care tânărul le poartă.
Adică nu vorbim exclusiv de domeniul tineret, anume tineret din Erasmus Plus și tineret din perspectiva Corpului European de Solidaritate, ci vorbim și de tânărul elev care poate să fie implicat în educație școlară, formare profesională, zona de învățământ superior, deci tânărul cu toate, cu toate pălăriile pe care acesta le poartă. Un mare focus este pe partea de participare activă și aducerea vocii tânărului, participare activă în tot ceea ce înseamnă decizie cu privire, decizie și voce în ceea ce privește participarea, viața la societate. Aceste oportunități care sunt și adresate pentru tineri sunt pentru ei. De asemenea, se dorește o multiplicare a lor, inclusiv folosindu-se vocea tinerilor și, în mod evident aici, structurat a organizațiilor de tineret. Așa, ca trei puncte cheie aș vrea să amintesc în Erasmus Plus proiectele de participare, Corpul European de Solidaritate, proiectele de solidaritate și inițiativa Discovery EU a Uniunii Europene. Aș zice că sunt trei oportunități extrem de importante despre care e bine să facem vorbire anul acesta. Iar cu privire la politicile de tineret, repet, tânărul trebuie să fie în centrul elaborării acestor politici de tineret. Zona, tot acest an european al tineretului se desfășoară și se întâmplă într-un context pe care îl cunoaștem deja și îl promovăm și mă refer aici la partea de includere și diversitate, care este foarte importantă, este un focus pus foarte mare pe actualele programe europene, Erasmus Plus și Corpul European de Solidaritate și contextul de green și de transformare digitală. Și aici iarăși este un aspect pe care vreau să-l punctez. Prefer formularea de transformare digitală și nu doar de digitalizare, pentru că de multe ori, și mai ales în contextul lucrului cu tineri și pentru tineri, digitalizarea se referă doar la acces la infrastructură. Ei bine, transformarea digitală vizează un pas mai departe, e o transformare de paradigmă. Abordăm lucrurile într-o altă paradigmă și altfel, nu doar având acces la internet sau tablete sau mijloace tehnologice, ci un pic mai departe și mai profund abordate lucrurile. Ok, Andra, mulțumim mult de tot. Dacă poți să ne spui, ca să începem cumva, că acum avem așa partea de helicopter view, da? Acum am înțeles cam la nivel general ce își dorește anul. În mod concret, am văzut că ministerul are deja pregătit o serie de activități, o serie de evenimente, carta cea a lucrătorului de tineret, barometru, adică sunt și elemente concrete, evenimente, dar sunt și elemente de policy. Aș vrea acum, dacă poți să ne spui, pentru că știu că sunt cel puțin două evenimente majore transversale pentru tot ce înseamnă toate sectoarele, dacă are un impact asupra tineretului la nivelul agenției, și dacă poți să ne spui câteva lucruri despre acestea. Da, Andrei, eu sigur o să vă povestesc un pic, dar până să ajung la evenimente, vreau un pic în tot contextul acesta despre care făceam vorbire, despre co-creare și faptul că suntem împreună tinerii, da, tinerii, organizațiile de tineret, ce înseamnă minister de resort, coordonatorul, Agenția Națională, vreau un pic doar să spun două, trei lucruri despre rolul pe care agențiile naționale, de altfel din toate statele care sunt participante la programe, la Erasmus Plus și Corpul European de Solidaritate. Printre rolurile pe care le avem anul acesta, trebuie să organizăm evenimente, să comunicăm cât mai mult tot ceea ce înseamnă partea asta de celebrare, nu? Că este celebrare, dar să nu ne gândim doar în termen de, știu și eu, de festivism. Trebuie să facem, așa cum ai spus și tu în introducere, cu mult mai mult decât atât, să facem ca anul european al tineretului chiar să conteze. Prin urmare, dincolo de rolul acesta pe care îl avem în organizarea de evenimente, în comunicarea lor, în sprijinirea organizațiilor din program în a organiza evenimente în anul european al tineretului, validăm aceste evenimente și o să vă povestească în minutele următoare Alexandra. Aceste evenimente sunt înscrise, toate organizate, și cele organizate de noi, Agenția Națională, și de către organizațiile de tineret. Deci oricine face un eveniment în acest context, ele sunt introduse pe portalul european pentru tineret. Și Alexandra, repet, o să vă prezinte în minutele ce urmează.
De asemenea, rolul nostru este să cooperăm alături de toți factorii implicați la buna desfășurare a acestui an european al tineretului. Și desigur avem rolul un pic și în partea administrativă, rol în raportare. Cu privire la evenimentele noastre cele mai importante, n-o să le număr pe toate. O să fac vorbire despre Învață și dă mai departe, despre evenimentele cheie. Connector, iată, nu? Connector e primul despre care ar trebui să vorbim. El este un eveniment internațional care promovează metodele de învățare non-formală. Și dacă anul trecut o să spun că am fost mai puțin privilegiați pentru că a trebuit să le desfășurăm online, anul acesta ne dorim să desfășurăm, să revenim la formatul față în față, care este foarte, foarte valoros pentru acest tip de eveniment. El se va întâmpla în luna iulie la București, Connector, cu focus mare pe tot ce înseamnă partea de tânăr și de tineret. Apoi un alt eveniment extrem de important pe care îl organizăm an de an este Conferința Națională Învață și dă mai departe. Este o conferință care aduce la oaltă toate comunitățile noastre, fie că vorbim de Erasmus, de CORP, de SE, de granturile norvegiene de care ne mai ocupăm. Rolul este să aducem la oaltă exemple de bună practică, să învățăm împreună, să dăm mai departe rezultatele bune pe care le-am avut. Ultimele două ediții s-au întâmplat online. Sperăm, apare în imaginea pe care o vedeți luna noiembrie. În mod tradițional, noi organizăm acest eveniment în luna noiembrie. E posibil ca anul acesta să ne orientăm undeva spre septembrie, ca să avem certitudinea că îl putem organiza față în față. El va avea o componentă pregnantă și importantă pe partea de tineret. Dar, de asemenea, va mai avea o componentă tot de celebrare, de sărbătorire. Vedeți în spatele meu, e de acum 5 ani. Sărbătorim și 35 de ani de program Erasmus+. Deci, iată, este o dublă sărbătoare, aceasta de an european al tineretului, dar și de Erasmus 35. Putem, fără nicio problemă, să le menționăm împreună pentru că ele au arii de intersecție majoră. În afară de aceste două evenimente pe care le-ați văzut, aș vrea să vă mai pomenesc încă cel puțin un eveniment. Este vorba de Erasmus Open Doors. Plănuim să avem un eveniment extins pe parcursul al unui semestru. Este un eveniment care de regulă promovează mobilitatea studenților. Anul acesta focusul va fi pe anul european al tineretului, pentru că vă spuneam mai devreme, luăm tânărul în ansamblu cu toate oportunitățile ce îi sunt oferite. Iar în afară de Erasmus Open Doors, de asemenea, vorbim de capacitarea tuturor rețelelor noastre de colaboratori, fie că sunt multiplicatori Eurodesk și vor avea evenimente pe partea de an european al tineretului, fie că vorbim de birourile de programe Erasmus din universități care sunt implicate în mod direct în Erasmus Open Doors, sau de rețeaua națională a formatorilor Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate. Practic, indiferent în ce context ne întâlnim anul acesta, că este față în față sau că este în format online sau hibrid, Nu vom rata să menționăm anul european al tineretului și toate lucrurile pe care acesta le aduce. Un ultim lucru, Andrei, și mă opresc. Vreau să spun, cumva e un anunț așa în avantpremieră, nu e premieră, nu e avantpremieră, pentru că ne pregătim zilele acestea să trimitem o scrisoare prin care încurajăm organizațiile implicate, tot ce înseamnă comunitățile noastre de beneficiari Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate, îi încurajăm să organizeze evenimente sub egida anului european al tineretului. Deci în scurt timp, probabil săptămâna viitoare undeva, toți coordonatorii de proiecte vor primi această scrisoare de la noi. Mulțumesc. Ok, mulțumim, Andra. Și pentru a fura un pic din cașcaval, o să o invităm acum pe Alexandra să povestească un pic despre calendarul de evenimente care există și care este asociat anului european al tineretului, pentru că toate acele evenimente de care povestea Andra că le veți face prin proiecte, ne-am dorit foarte tare să le puneți în acest calendar. Dar e foarte important, dacă tot le puneți în calendar, să știți și cum să o faceți. Alexandra, te rog frumos, ai cuvântul.
Mulțumesc, Andrei, și doresc să mulțumesc și antevorbitoarelor mele. Cred că au surprins foarte bine ce înseamnă Anul European al Tineretului pentru noi și ce oportunități ne aduce. Pe lângă aceste oportunități, Anul European al Tineretului ne oferă șansa să ne implicăm direct, să ne alăturăm direct inițiativei și să intrăm în aceeași poveste cu toții. Tocmai de aceea, anul, așa cum am văzut, anul 2022 o să fie presărat cu foarte multe evenimente, fie că vorbim despre conferințe, sesiuni de training, întâlniri, concursuri. Și fie că vorbim de formatul online sau față în față, noi cu toții avem acum oportunitatea să le aducem pe toate sub aceeași umbrelă, sub aceeași egidă, aceea Anului European al Tineretului. Tocmai de aceea, Comisia Europeană a pregătit pe portalul European pentru Tineret o pagină special dedicată a Anului European al Tineretului. Aceasta dorește să fie principalul punct de informare despre ce se întâmplă anul acesta, despre principalele politici pentru tineri, despre știrile și noutățile din domeniu, despre cu testimoniale ale tinerilor implicați în activități și, desigur, harta sau calendarul, cum spuneai tu, Andrei, de evenimente, focusul în discuția noastră. Aici, dacă aș putea eu să încep să dau share screen, Andrei, mulțumesc. Urcă, da, chiar te rog, că ar fi foarte util să facem un astfel de exercițiu și o să vedeți că deja în dreptul României sunt deja înscrise 4 evenimente și ar fi foarte bine până la sfârșitul săptămânii viitoare să vedem dacă nu reușim să le multiplicăm. De ce să nu fie 40 de evenimente? Pentru că sunt deja foarte multe evenimente pe țeavă care se potrivesc de minune cu ce se dorește să întâmple acolo. Te rog, Alexandra. Lansăm o provocare acum, împreună. Da, așa cum vă spuneam, pe portalul European pentru Tineret există acea pagină special dedicată anului european. Atunci când o să accesați harta, există acel buton cu adaugă eveniment și odată ce ați intrat în contul dumneavoastră, acesta este meniul prin care sunt adăugate evenimentele. Pur și simplu trebuie să dați click pe butonul activitate nouă și un nou meniu o să vă apară. Eu am deja precompletat acest formular, însă vă propun să trecem împreună prin el. Alexandra, doar o întrebare de clarificare. Pentru a ajunge să accesez acest calendar, cu ce cont intru? Cu contul din profil ECAS, dar se pot loga, vă puteți loga și cu profilul de Facebook și cu profilul. Sunt mai multe opțiuni de intrare pe portal. Deci dacă aveți deja proiecte depuse, deja aveți cu siguranță profilul de ECAS, puteți să-l folosiți cu încredere, este același profil și puteți să începeți deja să adăugați evenimente. Vedeți că nu știu de ce tot insistăm pe acest lucru. Exact. Da. Revenind la formular, acesta este presetat, e foarte simplu de parcurs. Eu vă propun să luăm pur și simplu de sus în jos. Ni se cer, sunt câmpuri prestabilite, ni se cer denumirea activității, datele. Aici este foarte important să fim cât mai preciși în ceea ce privește organizarea evenimentului nostru, inclusiv să trecem și orele de începere și orele de încheiere ale evenimentului și fusul orar pe care acestea se desfășoară. Pentru tipul de activitate, așa cum am și văzut și așa cum și vă spuneam, există o varietate foarte mare de evenimente care se înscriu sub umbrela Anului European al Tineretului și tocmai de aceea noi vă încurajăm să profitați de acest aspect. Pot fi organizate ateliere, conferințe, dezbateri, până și festivaluri, concerte, sondaje, campanii, tot felul de activități. De asemenea, formularul ne cere și formatul evenimentului. Pot fi organizate activități atât online cât și fizice și hibride cu prezență fizică și online.
detalii standard pe care noi le trecem atunci când vorbim despre orice fel de eveniment. Ni se cer detalii despre organizatori, despre website-ul organizației, datele de contact, adresa de desfășurare a activității, codul poștal, link-ul pentru activitate. Aici este foarte important dacă aveți un formular separat pentru evenimentul dumneavoastră sau dacă aveți o subpagină special creată pentru eveniment, trebuie trecută aceasta în cadrul formularului. De asemenea, numărul estimativ de participanți, intervalul de vârstă, aici o să bifez împreună cu dumneavoastră 18-35, de la 18 la 35 de ani. Limba de desfășurare, pot să fie alese mai multe limbi de desfășurare a evenimentului în cazul în care acesta este unul internațional. De asemenea, la descriere, aici vă încurajăm să acordați foarte mare atenție descrierii evenimentului dumneavoastră. Nu uitați să includeți obiectivele, nu uitați să includeți cerințele de eligibilitate, toate documentele care ar putea să fie necesare unui tânăr sau unei persoane interesate să ia parte la evenimentul dumneavoastră. Desigur, termene limită, diferite link-uri pe care le considerați dumneavoastră utile. Vă încurajăm să fiți cât mai detaliați în această parte. Mergând mai departe, există și opțiunea de a seta tipul de eveniment pe partea de rezervare, dacă trebuie completat, spre exemplu, un formular, dacă se poate intra automat în cadrul unui eveniment, dacă vorbim de un eveniment online. Nu în ultimul rând, avem în această ultimă parte a completării formularului, suntem rugați să corelăm activitatea pe care noi o organizăm cu teme presetate. Aici, desigur, dacă nu găsiți specificul evenimentului nostru, puteți să alegeți și altă variantă. Eu o să includ aici, uitați, valori europene și educație. Iar mai apoi, obiectivele pentru tineret de care se leagă activitatea, suntem rugați să le corelăm pe cele două. În cazul în care nu cunoașteți sau doriți să aflați mai multe despre cele 11 obiective pentru tineret, puteți să citiți mai multe informații pe portalul european pentru tineret. Să spunem că evenimentul nostru astăzi de test este corelat cu obiectivul numărul 1, conectarea UE cu tinerii. De asemenea, puteți lega evenimentul dumneavoastră de inițiativa Comisiei Europene, ce constă în dezbateri privind provocările și soluțiile și preocupările tinerilor în cadrul cu privire la Europa. Și nu în ultimul rând, avem o imagine de încărcat, un text de la această imagine. O să fac acum. Nu uitați să vă verificați încă o dată tot formularul după ce l-ați parcurs și apoi să apăsați butonul salvați. Evenimentul dumneavoastră o să fie validat în cel mai scurt timp de către colegii noștri din cadrul agenției. Și în cazul în care, dacă întâmpinați probleme sau aveți întrebări, ne puteți scrie oricând. Noi suntem aici să vă ajutăm și să vă sprijinim. Eu sper că prezentarea să fi fost utilă pentru voi. Formularul să vi fi părut ușor de completat. Noi vă așteptăm cu foarte multe evenimente, așa cum spuneai și tu, Andrei. Și țin acum să menționez așa spre sfârșitul prezentării, este o oportunitate foarte, foarte bună pentru cei care desfășoară activități anul acesta să aducă un plus de vizibilitate atât la nivel național cât și european, și noi vă invităm cu foarte mult drag să faceți acest lucru. Mulțumesc!
Super, mulțumim mult de tot. Mulțumim mult de tot, Alexandra. Acum o să ne întoarcem puțin la o să povestim mai departe, pentru că așa cum spuneam puțin mai devreme, Andra, sunt mai multe niveluri, de implicare în ceea ce privește anul european al tineretului. O să vă mai spunem câteva dintre lucrurile care se vor desfășura atât la nivel național cât și internațional în cadrul Agenției Naționale și care va încerca să adune tot felul de lucruri foarte simpatice și foarte drăguțe care la un dat vor hrăni și zona aceasta de ceea ce se numește politici, da, politici în sensul de policy, să fie clar, nu de altă natură, astfel încât nevoile tinerilor să se reflecte cât mai bine și cât mai coerent. Totodată aș vrea să vă readuc aminte că în secțiunea comentarii de pe paginile de Facebook unde se face streamul, puteți să puneți și întrebări. În continuare avem foarte multe bună ziua tuturor, dar ne-am bucurat să avem și întrebări. Bun, așa. Ce mai face agenția? Am văzut ce face ministerul. Haideți să vedem ce mai face și agenția și în special ce fac cele două departamentul mare, că acum avem un departament mare de tineret, nu mai suntem împrăștiați în toate părțile. Atât Erasmus Plus, atât cu zona de mobilități, cât și de parteneriate pentru cooperare, dar și Corpul European de Solidaritate în acest moment sunt sub aceeași umbrelă pentru a face lucrurile mai simple și pentru noi, dar și pentru voi. Un eveniment foarte important o să fie acesta, Europe Goes Local, este cea de-a patra convenție Europe Goes Local, care are și o cartă și care este dedicată lucrătorilor de tineret care activează foarte mult la nivel de autorități locale. Se dorește să se întâmple în mai, vedeți acolo, la Cluj-Napoca. Avem inclusiv confirmată prezența doamnei comisar Gabriel la eveniment. Sperăm că, adică și suntem convinși că se vor întâmpla niște lucruri foarte simpatice acolo și foarte eficiente, numai simpatice. Ne așteptăm să avem undeva în jur de 200 de participanți din toată Europa. Tot în marja acestui eveniment, Izabela vă povestea puțin mai devreme de prima convenție națională a lucrătorilor de tineret organizată de către minister în colaborare cu agenție. Vom continua să facem acest lucru împreună în colaborare și în marja evenimentului, dacă tot se întâmplă și tot o să fie o grămadă de lucruri simpatice la nivel european, ne-am gândit să organizăm și cea de-a doua convenție națională a lucrătorilor de tineret din România pentru a pune pe tapet lucrurile cele mai importante pentru aceștia, inclusiv aspecte legate de Carta Lucrătorului de Tineret, de care se povestea puțin mai devreme. Bun, ce alte evenimente mai avem? Aici, acesta este în special pentru Corpul European de Solidaritate, Solidar. Este un eveniment amânat de vreo 2 ani de zile și este un eveniment de networking în care la Timișoara de data asta vom încerca să aducem undeva în jur de 150 de oameni din toată Europa care să împărtășească din experiențele lor și să creeze împreună experiențe noi, din ce în ce mai relevante pentru tineri atunci când vine vorba de Corpul European de Solidaritate. Și se va întâmpla la Timișoara dintr-un motiv foarte pragmatic. Ne dorim acolo să existe și ceea ce se numește un metaproces, pentru că deja au fost dezvoltate o serie de centre de tineret la nivel de cartiere, unde ne dorim să se și desfășoare activitățile acestei centre de tineret, fiind făcute împreună cu voluntari europeni prin programul Corpului European de Solidaritate, astfel nu doar să discutăm despre corp, dar să și arătăm ce acesta face în mod practic. Bun. În continuare, un alt eveniment foarte important, în special pe zona de policy, este acesta Future of Youth. Și nu degeaba se numește Future of Youth, pentru că este cumva inspirat din zona de Future of Europe și toată discuția care a fost anul acesta pe Future of Europe. Și își dorește foarte mult să adune la fel stakeholder relevanți, atât tineri, organizații de tineret, oameni care lucrători de tineret, manageri de proiecte de tineret din toată Europa, și alături de care să dezvoltăm o rezoluție. Așa cum am mai făcut de altfel într-un alt eveniment înainte, de care se numea Futuresc și care era despre viitorul programelor Erasmus Plus și Corpul European de Solidaritate acum ceva vreme, folosind modelul Națiunilor Unite de rezoluții, care este foarte simplu, dar foarte eficient în același timp, pentru a transmite care este punctul de vedere al actorilor care lucrează în domeniul tineretului vis-a-vis de modul în care oportunitățile de tineret se așează și cât de bine răspunde la nevoilor și cam care ar fi eventualele soluții pentru a răspunde și mai bine nevoilor.
Pentru că unul dintre lucrurile interesante apărute în urma anului european al tineretului este faptul că la nivel de comisie s-a constatat că există foarte, foarte multe programe dedicate tinerilor, dar împrăștiate în toate direcțiile generale, așa numitele DG-uri de acolo, și în care uneori nu prea știu unele de altele și au uneori și obiective similare. Și atunci ideea ar fi cumva să încercăm să dezvoltăm, bineînțeles că ne vom uita în special pe zona de Erasmus Plus și Corpul European de Solidaritate, că asta ne dor foarte tare, dar și modul în care corelăm resursele și eforturile astea pentru a avea un răspuns cât mai adecvat pentru nevoile tinerilor. Ok. Și acesta o să fie ori în august, ori în octombrie. Nu ne-am hotărât. Ideea inițial se dorea să fie în octombrie, dar pe de altă parte, dacă vrem ca după ce avem această rezoluție să și mergem către decidenți, atunci am avea nevoie de un pic de timp pentru a fi un proces eficient și cu impact la finalul anului. Ok, mai sunt încă multe alte evenimente. Aici sunt doar câteva, nu o să intru în detaliu, dar așa cum vedeți, primele două sunt tot internaționale. Deja lucrurile sunt închise acolo pentru că termenul limită deja s-au încheiat. Dar aș vrea să vă readuc aminte că la nivel de agenție există o întreagă pleiadă de instrumente și de cursuri de suport pentru scrierea de proiecte de finanțare, cum sunt atelierele online pentru proiecte de mobilitate de tineret și zona de participare plus, care este pentru proiectele de participare menționate de altfel de Andra puțin mai devreme. Și mai există încă a patra oportunitate, aș îndrăzni să o completez, niciun caz să o contrazic, că nu îndrăznesc să o contrazic pe Andra, și anume, pe lângă proiectele de solidaritate, proiectele de participare și tot ceea ce înseamnă acum zona aceasta de noi oportunități de mobilitate și parteneriatele de cooperare, care au și o zonă de parteneriate de cooperare de la scară mică, care sunt la fel un foarte bun punct de început. Și pe lângă acesta, bineînțeles, zona de acces, proces, proacces, care sunt de fapt acronime pentru ateliere aplicate pentru Corpul European de Solidaritate și care au și o componentă de față în față, dar și de coaching online. Și unul dintre lucrurile pe care ne vom concentra foarte mult este acela de a dezvolta comunități și comunități tematice și de oameni care lucrează și au nevoi și interese comune. Și bineînțeles, urma să mai fie și o serie de cursuri tematice, precum cele legate pe Digitinul, pe care de altfel l-am inițiat tot acum 2 ani de zile deja, alături de MTS la momentul respectiv, Ministerul Tineretului și Sportului, pentru a dezvolta competențele de lucru în mediul digital ale lucrătorilor de tineret. Dar nu numai. Țineți aproape pe cele două site-uri deja arhicunoscute, erasmusplus.ro și suntsolidar.eu, unde veți găsi mai multe informații în secțiunea Evenimente. Un alt aspect extrem de important pe care vom pune foarte mult accent și destul de mult efort în acest moment, zona aceasta de a dezvolta un centru de resurse online pentru solidaritate și tineret, astfel încât să se ofere pe de o parte resurse care deja sunt disponibile, dar uneori sunt împrăștiate peste tot, dar pe de altă parte și instrumente prin care în special lucrătorii de tineret, dar și organizațiile și tinerii să poată să interacționeze și să lucreze împreună. Și, nu în ultimul rând, dacă tot lucrează împreună, să dezvolte noi elemente de conținut care sunt relevante. Este un proces colaborativ, am putea spune, în care deja am avut 2 întâlniri și au fost invitați și organizații de tineret pentru a ne da feedback. Și suntem bine, înaintăm deja acolo. Ultimul aspect pe care aș vrea să-l mai doar să reinteres cumva, ca să revenim asupra acestui lucru. Ce pot face eu ca beneficiar al unui proiect Erasmus Plus sau Corpul European de Solidaritate? Păi, în primul rând, mă uit în proiect, mă uit cam care sunt evenimentele majore de acolo. Nu știu, am un eveniment de consultare sau am un eveniment în care mă întâlnesc cu autoritățile publice să arăt ceea ce am dezvoltat. Sau am un eveniment în care merg și plantez copaci. Să am un eveniment în care fac o activitate în care lucrez cu tinerii cu oportunități reduse dintr-o anumită zonă. Ok, bun. Am un astfel de pilon foarte important. Dacă l-am, haideți să-l introduc și în calendarul de evenimente pe care Alexandra vi l-a prezentat puțin mai devreme și care va aduna toate aceste evenimente. Și știu și din calendarul, pentru că el este similar cu calendarul celor care au mai fost implicați în Săptămâna Europeană a Tineretului, este fix pe același calapod.
Și știu că România în general este foarte prezentă în acel calendar și aș vrea ca cu ocazia acestui an să arătăm că este un proces consecvent și cu repetiție. Deci introduceți evenimentele acestea în calendarul de evenimente. Totodată, implicați-vă în procese colaborative de genul, așa cum dădeam exemplu puțin mai devreme, dezvoltarea acelui centru virtual de resurse, dar și în organizarea unor evenimente tematice precum Solidaire, pe care le-am menționat, sau Future of Youth, în care e clar că avem nevoie să auzim vocea voastră. Și în ultimul rând, promovați rezultate la anul european în rândul autorităților și actorilor din comunitate la care aveți acces. Ok. Cred că acestea ar fi principalele elemente de conținut vis-a-vis de ce, de ce aveam noi să vă transmitem. Acum vă reamintesc, dacă aveți întrebări puteți să le puneți. În acest moment, uitându-mă pe comentarii, am văzut în continuare foarte multe saluturi și mulțumim pentru ele. Dacă aveți întrebări tematice, vă răspundem cu mare plăcere. Și pentru că a apărut și această întrebare, nu se oferă adeverință de participare la webinar. Acesta nu este un webinar, este doar un eveniment de informare, dar cu siguranță se vor oferi la acele evenimente mai consistente vis-a-vis de conținut. Ok, deci dacă aveți întrebări, vă rog, nu ezitați să le puneți. Și între timp, dacă mai sunt colegele mele care vor să adauge ceva, vă rog să nu ezitați să o faceți. Andra știu că mai are ceva cu siguranță de spus, deci te rog frumos, Andra, ai prima legătură și după aceea Iza, Alexandra, nu ezitați, vă rog. Și nu uitați, dacă aveți întrebări, curiozități cu privire la tot ceea ce a prezentat până acum, nu ezitați să întrebați în comentariile de pe pagina unde se face stream-ul. Andra. Unul ar fi un îndemn, da? Să ne unim forțele pentru ca acest an european al tineretului să iasă cât se poate de bine și cu cât se poate de multe rezultate. Iar în acest sens, adică fix completând îndemnul ăsta pe care l-am pentru noi toți, găsiți foarte multe resurse și e foarte important, dincolo de introducerea evenimentelor pe portalul european pentru tineret. Acolo, în contextul anului european al tineretului, apar foarte multe resurse pe care le găsesc foarte utile și din rolul de tânăr, dar și din rolul de organizație de tineret. Bunăoară, chiar astăzi, pe 18 februarie, a fost publicată o resursă, un raport publicat care trece în revistă, vorbește despre cele mai bune rezultate ale proiectelor Erasmus Plus 2014-2020, care abordează tema educație pentru dezvoltarea durabilă. De ce? Pentru că, dragi tineri și dragi lucrători în domeniul acesta, este foarte importantă participarea tânărului în acest context de verde, de digital și de inclusiv. Toată lumea trebuie să aibă acces egal. Și cumva îmi dau seama că nu întâmplător Agenția Națională și-a mai propus să facă ceva pentru anul acesta și cred că e un bun moment să vorbesc despre asta acum. Ne-am propus și sper să ne întâlnim din nou împreună să celebrăm și rezultatele, adică să ne fi întâlnit după ce se întâmplă această activitate. Ne-am propus pentru anul acesta și deloc întâmplător mi se pare că este anul european al tineretului să traducem, e vorba de ghid, de manualul Compass, drepturile omului în lucrul cu tinerii. Adică cred că este din nou pe partea de resurse extrem de important. Mulțumesc, Andrei, atât de la mine. Microfonul. Mulțumim, Andra, mulțumim și Izabelei, care știu că trebuie să plece acum pentru că fiecare avem și o viață de familie și niște copii pe care trebuie să mai luăm din diverse locuri. Mulțumim mult de tot, Izabela. Dacă mai ai un cuvânt de trei cuvinte de final, ar fi un bun moment, dacă nu. Și eu mulțumesc tare mult. O să mă alătur la ce a spus Andra mai devreme. Eu sunt convinsă că doar alături unul de alții putem să facem acest an un an minunat pentru tinerii din România, să ne aplecăm asupra fiecărui tânăr din România
și să ne unim forțele atât la nivel guvernamental, cât și cu organizațiile de tineret din România, care sunt convinsă că și ele o să vină alături de noi și împreună o să putem să realizăm toate aceste minunate programe. Mulțumesc tare mult! Super! Mulțumim mult de tot, mulțumim mult de tot, Izabela! Între timp, noi doar o să încheiem acum. Între timp, colegul nostru Vlad Groza a și pus aici exact care este adresa unde găsiți raportul la care făcea referire puțin mai devreme Andra. Și da, este anul european al tineretului. Este anul european al tineretului, dar sunt și foarte multe alte lucruri. Adică nu este ca și cum el a venit acum și până acum nu s-a întâmplat nimic pe zona de tineret. Sunt o grămadă de lucruri care s-au întâmplat deja și trebuie să ne uităm și la ce există deja. O altă inițiativă unde știu că o să fie destul de mult puș, ca să spun așa într-o românească neaușă, este tot o inițiativă a Comisiei Europene care se numește 3 billion 3 by 2030. Adică se dorește să se planteze 3 miliarde de copaci în toată Europa până în anul 2030. E o inițiativă care a început deja de câțiva ani, sunt deja peste 1 miliard de copaci plantați. Aveți posibilitatea să aderați la această inițiativă, mai ales dacă este o organizație de tineret. Și de ce nu putem să ne gândim inclusiv la niște campanii în jurul în care să ne jucăm cu cifra asta de 2022, da? De exemplu, hashtag 2022 copaci, da? Și eu ca organizație îmi propun să plantez 2020 de copaci pentru a celebra anul european al tineretului într-un mod care este cât se poate de în cadrul obiectivelor anului european al tineretului. Sau de ce nu, pentru că știu că sunt destul de mulți alergători, hashtag 2022 de kilometri, să alerg 2020 de kilometri. Știu că pare foarte mult, dar să știți că dacă îi puneți pe bucățele și sunt alergători care deja fac chestia asta, sau nu știu, poate că o fac într-un grup de prieteni, de ce nu? Și putem să ne jucăm cu cifra asta, cu hashtag 2022 în fel și chip. Și important este însă clar să ducem un pic anul european al tineretului mai sus în agenda publicului și agenda cetățeanului. Ok, Alexandra, mai vrei și tu să mai spui ceva? Pot să reiterez îndemnul la Andrei, aceea de a vă invita să vă implicați cât mai mult. Este clar că sunt foarte multe idei, foarte multe inițiative frumoase, sunt foarte multe oportunități pe care putem să le dezvoltăm împreună. Și da, rămâne să celebrăm împreună și să ne implicăm împreună. Mulțumesc! Avem niște mulțumiri de la Mariana Lulache pentru informațiile foarte utile, dar avem și o întrebare foarte pragmatică de la Mihai Vilcea. Dacă se va constitui la nivelul guvernului un comitet de coordonare al anului european al tineretului din România, din păcate ai arătat-o la mustață, Mihai, pe Iza. Dar nu știu, nu-mi permis să răspund în numele guvernului, dar cel puțin din câte știu, da, ministerul este coordonatorul național și se dorește să existe și un soi de steering committee în care să facă parte atât instituții publice cât și organizații de tineret. Și sperăm să avem cât mai multe informații despre acest lucru și în curând. Bun. Doar ce aș mai vrea să mai închei aici și după aceea la fel dacă un ultim cuvânt de final pentru Andra și pentru Alexandra, dacă mai este nevoie. E clar că avem o oportunitate fantastică pe care putem să o exploatăm. Ține de fiecare dintre noi să folosim absolut toate resursele pe care le avem la dispoziție. Știu că nu o să fie ușor, poate va fi și frustrant pe aici pe acolo, dar na, știți că așa vin și lucrurile cele mai importante, nu? Cu un pic de push, un pic de ieși din zona de confort, pentru că acolo și învățăm și acolo avem și experiențele cele mai importante și cele mai relevante. Și
Da, este bine să ne uităm ce putem să facem noi din poziția noastră, pentru că fiecare poate să facă ceva. Eu ca cetățean pot să plantez un copac sau pot să alerg niște kilometri pentru a atrage atenția asupra acestui an. Eu ca organizație pot să organizez niște evenimente și să atrag atenția asupra unor probleme, dar foarte important să nu lucrez singur și să lucrez alături, împreună cu alte organizații și să transmit niște informații și niște mesaje care sunt foarte clare, dar care sunt și foarte necesare pentru tineri. Pentru că, da, este bine că avem Anul European al Tineretului, dar să nu uităm că nevoile tinerilor se schimbă de la o generație la alta și chiar dacă noi avem impresia că le cunoaștem, este bine să facem o verificare la firul ierbii, un reality check, chiar ca să folosesc o vorbă de românească neaușă, la nivelul celor care sunt acum tineri și să încetăm să tot aruncăm în față treaba asta cu tinerii sunt viitorul și să-i abordăm la momentul prezent, pentru că în acest moment sunt tineri, în acest moment sunt o resursă și în acest moment poate să contribuie cât se poate de util. Așadar, avem mai multe layere, avem clar și organizat evenimente, dar să nu uităm și de zona aceasta de policy, cea în care putem să venim și să hrănim și să mergem către autoritățile relevante pentru a bate la ușa lor și pentru a atrage atenția asupra acestui lucru, pentru că fie 2020 de Anul European al Tineretului, dar dacă vrem să fie pe bune Anul European al Tineretului, el trebuie să aibă impact până în anul 2032 cel puțin. Și cu asta e un chei. Cer scuze că la un moment dat din rolul de facilitator am sărit și în altă parte, dar așa este când ai un domeniu care te pasionează. Andra, Alexandra, poate o lăsăm pe Alexandra la final așa în calitate și de tânără și de om care să spună câteva cuvinte. Andra? Da, să încheie Alexandra, pentru că ea e din micul nostru studio de astăzi, reprezintă publicul țintă, da, este tânărul. Are mai multe pălării, așa cum vorbeam mai devreme. Foarte pe scurt, sfatul meu, fă-ți vocea auzită. Alexandra, fă-ți vocea auzită. Mulțumesc. Nu știu ce aș putea să mai adaug. Am remarcat și mi-a plăcut foarte mult, cum ai spus și tu, Andrei, să mergem la firul ierbii, să fim mereu alături de tineri, să aflăm care sunt nevoile lor. Doar așa putem să lucrăm împreună și putem să ne asigurăm că tot ceea ce facem pentru ei chiar are un impact adevărat. Și da, să fie cu cât mai multe proiecte și cât mai multe inițiative. Okay. Asta a fost pentru astăzi despre Anul European al Tineretului. Am stat de vorbă despre acest minunat program, acest minunat inițiativă a Comisiei Europene, care bineînțeles că e împrăștiată de toate instituțiile europene. Doar am zgâriat un pic suprafața, pentru că vă promitem că este doar unul dintre primele evenimente pe care le organizăm despre an. Cu siguranță nu va fi ultimul și abia așteptăm să ne vedem, de ce nu, poate în curând și față în față, pentru a discuta cu cap și coadă aplicat cu și pentru tineri. Mulțumim mult, numai bine, un an minunat și nu ușor, dar plin de lucrurile de care avem nevoie pentru a ne face viața mai ușoară în anii următori. Numai bine!